După 37 de ani de activitate la catedră, domnul Ilie primește o pensie de 750 de lei. Omul locuiește în Orșova și este pensionar de 13 ani. Banii au fost insuficienți, iar pentru a-și ajuta copiii a făcut mai multe rate. Acum nu știe cum să le mai achite, iar instituțiile creditoare i-au pus poprire pe venituri. Mi se oprește că am luat bani de la cec și mi se oprește, deci din 7 milioane 500, 750 și mi se oprește 2.500. Am la casa de ajutor ce proc, datorie. Că am luat și de acolo bani, că am fiecele, nepoacele la școală. Și pentru ce i-ați luat banii din bancă și din noi? I-am luat pentru că să ajut copiii, nepoți. Fost profesor de biologie, domnul Ilie și-a descoperit talentul de a scrie poezii abia la pensie. A compus câteva versuri pentru cei care au ajuns în funcții înalte și a uitat de oamenii care i-au votat. Faceți voi vă smicherie, cântați mie varție, care nu-mi trebuie mie, să vă ia pe voi 1.000, 1.200, mândre să vă zauite, să caceți cu mașina, să vă spele popa lână. La fel de supărați sunt mii de pensionari. Ajunși în pragul disperării, oamenii nu știu de unde să mai scoată bani pentru a-și achita datoriile. Bă, ăștia sunt nivelul de trai, toți politicienii ăștia ne mint cu locuri de muncă și ei nu știu nimic ce au făcut. Și aș întreba PSD-ul ce a făcut și pentru județul ăsta, să-mi arate o lucrare făcută de ei. Toți parlamentarii care sunt de s-au dus slabi și s-au făcut de 150 de kg ca porci, să ia ei 5 milioane și să dea lui ea care este la țară de muncește, crește animalul, muncește pământul, de mănâncă pâine. Așa era merit. Cei mai mulți pensionari au ajuns în această situație din cauza ratelor la bănci sau a datoriilor la întreținere. Problema este că odată ajunși la executorul judecătoresc, oamenii plătesc și o taxă de executare care poate fi mai mare decât datoria. Reprezentanții casei de pensii spun că au avut situații în care un pensionar pentru o datorie de 100 de lei a plătit peste 400 de lei. În sectorul de stat al pensionarilor, vă spun cu aproximație, este un număr de 75.000 de pensionari din sectorul agricol, de stat, lei speciale, iar din acest număr, aproximativ 4 până în 5% au datorii și sunt supuse executării bancare sau judecătorești, depinde de la caz la caz. Statisticile arată că în 2012 numărul executărilor silite s-a dublat. Cei mai mulți datornici riscă să rămână pe drumuri din cauza datoriilor la bancă sau la întreținere. Oamenii sunt deznădăjduiți și nu văd nicio scăpare. Dimpotrivă, sunt convinși că sărăcia va pune stăpânire pe mehedinți, așa cum nu a mai fost până acum.